Valentin Harle, fostul soț al Gabrielei Pițigoiu, a publicat o fotografie în care apare ținându-și fiul în brațe. Fostul concurent al sezonului 6 Mireasa i-a încântat pe fanii emisiunii cu această apariție recentă în mediul online. Valentin Harle a publicat pe contul său de Instagram o fotografie în care apare ținându-și în brațe băiețelul. Tudor Gabriel poartă un costumaș galben, iar tatăl său a ținut să-i acopere chipul, pentru că nu-și dorește încă să-l expună public. Valentin nu obișnuiește să publice imagini cu băiețelul, însă Gabriela a precizat în urmă cu puțin timp că tatăl copilului se implică în creșterea lui, deși sunt divorțați. Fotografia cu Valentin ținându-le pe băiat în brațe a fost realizată într-un magazin de haine, iar fostul concurent Mireasa a precizat că micuțul i-a fost alături în timp ce cumpăra cadouri de Crăciun. Aliatul meu de nădejde în alegerea cadourilor de Crăciun, a scris Valentin Harle în dreptul imaginii înduioșătoare.